bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Sila este o frumusețe extraordinară, educată și sinceră. Sila merită multe. Nu avem cuvinte mai bune pentru a o portretiza pe Sila. Îi dorim mult succes în viața personală și în cariera ei. Face actorie pentru distracție. Îi dorim noroc. Și un prinț frumos, un avocat, ca așa te împlinești punct îmbrățișări. Halil este o persoană sensibilă, se vede cât de mult o iubește pe Sila, o iubire ca în povești, cum rar mai întâlnești în ziua de azi, ar fi păcat să se destrame această iubire a lor din cauza unor răuvoitori. La mulți ani cu multe împliniri și realizări. Gelozia lui Halil și amestecul forțat pe platourile de filmare sunt motivele pentru care Sila vrea să meargă cât mai departe. Mulțumim colegilor ei minunați care o iubesc pe Sila. Și cine a ajutat-o, le doresc tuturor participanților la set de Șerbet de a fi nefericire și succes. Sila nu poate felicita familia lui Halil Ibrahim, ei sunt musulmani și nu ne sărbătoresc Crăciunul. Anul nou este, de asemenea, sărbătorit nu în toate regiunile Turciei. Sunt foarte convins că sunt și printre noi care plâng după Halil, dar viața merge mai departe, iar el va fi al unei singure femei când va veni momentul, fie că ne place sau nu. Tot ce pot spune este că cariera lui fără Sila nu va fi la fel, va putea lucra cu cea mai frumoasă actriță, dar nu va avea chimia pe care o avea acum Sila. Ceea ce a mai rămas este să regrete că l-a trădat pe micuț păpușă cu morticia, așa că plânge în pat. Care este cel mai tare loc? Sila nu are nevoie de botox sau altele, fiind foarte tânără și având frumusețea ei naturală, cu niște ochi mari și expresivi, nas și gura frumoase. Botoxul se folosește după 35 la 40 de ani, nu la vârsta ei, când frumusețea naturală a străluceste. Halil Ceyhan, gândindu-ne la familie Vulpe de 40 de ani, cu toții avem familii și ne gândim la ele, copilul și zora mamei, îl vor găsi femeia potrivită secolul 21 să gătească și să se spele și ei pe platou, rămas bun cu alții. Sila Turcoglu este foarte norocoasă că l-a lăsat pe Halil Ceyhan, asta nimeni ca nu are nevoie de un bărbat fără caracter și parerea lui teribil pentru el, poate pentru alții, nu omul n-a necesar zi. Deci ca îi pui coarne ai 100 de prietene. Sila Turcoglu este binecuvântată ca este 22 de ani, viața ei este înaintea ei, tânără, frumoasă actriță talentată, va fi independentă, o femeie nu așteaptă nimic, ea realizează totul singură. Sila nu se va căsători niciodată cu Halil, Sila sal pe fanii săi, pe femeia care vrea să dea jos și să nu se încurce cu minciunile Silei. Ei mint doar pentru că au declarat public că este dezamăgită într-un interviu, pentru că fanii ar fi dezamăgiti de el, toată lumea. Crede că e cu Sila, mint, dar de ce companiile au atâtea minciuni, chiar și la sfârșitul anului te porți bine, te costă atât de mult. Sila nu va lăsa decorul pus pe sufletul tău neînfricat, du-te la Imanet, acolo este Nanuca, dansatorul care nu-ți place, vorbind despre ea, înțeleg care puțină urmărire. Sila nu s-a gândit niciodată să permită serialul Kizil Chix Herbeti. Aceasta este o minciună care s-a repetat de mai multe ori și este clar de unde a venit această calomnie mică. Este atât de frumoasă încât nu are nevoie de operație plastică, este foarte simplă iubitoare, doar că cine i-a dat sfatul are dreptate și asta. Mai târziu devine urată ca multivezi și e păcat că e foarte frumoasă și înarmată. După titlu cum au împiedicat-o să părăsească seria Nu cred o iota cum să părăsească, cum spune pe alt canal ca o vrea naz înapoi, pai nu știe ce a pățit, cum s-au purtat cu ea, au făcut-o în fel și Cipi a luat dreptul de la premiul PT Cuplu, a fost tratată de partenerul ei cu care a jucat 2 ani și acum s-a se întoarcă înapoi? Când aici lucrează cu o echipă de profesioniști de mare clasă, este iubit de regizor, de director, spun că este o plăcere să lucreze cu ea, să se întoarcă acolo unde au făcut o mincinoasă, plangacioasă, invrajbeste colegii și câte altele. Și voi ce titlu puneți? Este foarte frumoasă, naturală, și foarte iubită de public și nu are nevoie de înfrumusețare. O iubim pentru că este talentată și sinceră.
Ei bine, căsătorește-te cu Halil și oricum Sila nu se va împăca cu tine pentru că o calomnează și o ridiculizează. Ce diferență are pentru noi cine și cine îl caută pe Halil? Halil, că băiatul este mic și nu își poate găsi el însuși dragostea, ce fel de morală, și iată o zoră, o mamă sau chiar un unchi. Un fel de groază neagră. Una din servitoarele noi de la Conac, este în poza cu el. Dacă a promis că se va căsători, sau faca, ca să amultunească familia. Ce mai contează cine e? Batic să poarte zi să nu aibă servici, să fie casnica, care să gătească, nu știu pentru cine, poate pentru soacra, pete ca zotul ar fi pe platou tot timpul, fiind sut de weekend. Adevărat, și să facă copii, dragostea nu mai contează, dar nu cred că familia îi impune cu cine să se căsătorească Halil, este ceva de neimaginat, el se va căsători când vrea el și cu cine vrea el, îmi doresc să aibă o căsătorie fericită. A declarat că este singur, lucrează 6 zile pe săptămână că nu are timp de dragoste în acest moment și dedică a 7-a zi familiei sale. Vă rog să lăsați acel cuplu să trăiască în pace dacă dragostea apare doar între timp. Cele mai bune răspunsuri. Este, culmea prostiei să spui că doi actori nu pot juca o scenă de dragoste cu saruturi, actorii care au zot sau soție acasă, nu trebuie să si joace rolul de dragoste sau renunta la actorie. La turci, relațiile amoroase în filme au fost destul de pudice, de câțiva ani au început scene mai libere. Dar toți actorii din telenovelele sud-americane ca și cei de la Hollywood, în filme au jucat scene amoroase exagerate, depasind uneori limita bunului simt. Tocmai pentru scenele de dragoste din serialele turcești mai decente, au explodat exporturile lor în toată lumea. Dar nici ca in Emanet, în 400 episoade nici măcar nu s-au sarutat dar să mai aibă relații soț-soție. Fanii au fost indignati pentru excesul de pudism dar Nazmi a ajutat-o pe Oznur să nu fie geloasă. Halil are 2 variante, ori nu se căsătorește și rămâne celibatar, ori ia o soție care să fie casnica. Cei care critică aceste scene nu sunt oamenii foarte obiectivi. Sunt actori, așa că dacă scenariul o cere, ei îl execută și pe bună dreptate. Lui Halil chiar nu-i pasă că este și actor, iar dacă trebuie să o sărute pe nana o va face. Drumurile lor sunt împărțite și cu cât fanii o acceptă mai repede, cu atât mai bine. Este inutil să faci comentarii nepotrivite. Nu l-asocia pe Sila cu Halil, i-am văzut interviul aseară. Sila nu este nicăieri pe hartă, doar minți. Las-o pe Sila să-și joace serialul și ea citește totul. Dar el cât a trădat-o? Sărutul Silei este o secvență dintr-un serial. Halil nu a avut scene de sărut cu Sila că nu le-a permis viperele din viața lui Halil. Căutați un interviu de a lui Halil în care recunoaște că ar juca orice scenă dacă s-ar cere. Numai o tot criticați pe Sila pentru un scenariu care trebuia jucat. Dacă a fost ceva sentimental între Sila și Halil în momentul în care Sila pleacă din moștenirea totul s-a destrămat. Sila a jucat rolul sărutului într-un alt serial în care joacă după ce a părăsit moștenirea. Așa că potolitiva în a o judeca pentru o secvență sunt mulți cârcotași care din sânsar face armăsar. Are o soție cu care este căsătorit de reporteri, eu zic că are soție de mult timp, are un fiu dar nu vorbește despre viața pentru că are tradiție și munca este munca. Viața este responsabilitatea lui, nimeni nu guvernează. Acela știe că ea este cea care greșește, care nu va avea numele lui pe buze, nu este iubirea ei, nu are deja iubiri în inima lui. Este soția lui. Dragi prieteni care arată dragoste pentru Halil Ibrahim Ceyhan și Slatir Koglu, vă vom transmite vouă, stimații noștri suporteri, de îndată ce sosesc vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali.